Pentru astăzi vă propun, dragi copii, o poveste despre câine și pisică. Povestea se numește De ce se dușmănește câinele cu pisica. De ce se dușmănește așa de tare câinele cu pisica, bunicule? Întrebă într-o zi Florica. Am să spun o poveste nepoata moșului, răspunse bunicul, și ai să înțelegi de ce se dușmănesc ei așa de mult dată, odată, odată, tare, tare de mult, niște hoți veniseră să omoare un om. Câinele a început atunci să latre și a dat de veste stăpânului. Acesta s-a apărat și a scăpat teafăr. De atunci stăpânul, drept recunoștință, a dat voie câinelui să stea în casă, să mănânce cu el la masă, baia dat și bilet la mână, că n-are voie nimeni să-l dea afară din casa aceea sau să-l alunge de la masă. Pe atunci câinele era bun prieten cu pisica. Într-o zi el îi spuse, Dragă pisică, păstrează dumneata, te rog, acest bilet. Tot umblând cu săpânul meu încoace și încolo, mi-e teamă să nu-l pierd. Dar păstrează-l ca pe ochii din cap, să știi..." că dacă s-o pierde, m-am nenorocit pentru toată viața. Pisica luă biletul și ca să-l păstreze mai bine, îl duse în pod și îl vărâ sub grinda casei. După câtva timp, stăpânul muri. Casa, cu toate bunurile din ea, o moșteni un nepot. Din prima zi, acesta nu putu să sufere câinele în casă și mai ales să stea cu el la masă de aceea îl goni afară. Câinele nu voi să iasă și spuse că am țanțoși. Domnule, dumneata nu poți să mă dai afară din casă, eu am bilet de la unchiul dumitale. Am să stau în casă cât voi trăi și să mănânc la masa stăpânului, oricare ar fi el. Bine, dacă într-adevăr ai astfel de bilet, tu-i lăsa, spuse noul stăpân. Adu biletul, să-l văd și eu. Apoi vom vedea. Câinele alergă la pisică. Pisica fugi în pot să-i aducă biletul. Când colo, al de unde noi. Ce se întâmplase? Șoarecii roseseră biletul cu dinții lor cei ascuțiți. De nu mai rămăsese din el decât două-trei fărâmițele bietul câine rămase rușinat. Noul stăpân, crezând că a vrut să-l înșele, îi mai dăte și un baston pe spinare și îl goni din casă. De atunci câinele stă numai în fric pe afară. El bate ploaia și ninsoare, iar de mâncare se mulțumește cu ce rămâne de la masa stăpânului. Așa s-a stricat prietenia dintre câine și pisică.